viață. Cine a consumat aici? A consumat prima. Prima, da. Și apoi nouă ne rămâne ăla pe care ăsta îl facem o dată și îl împărțim din nou în doi. Deci îl punem aici de desubt. Da, și iau unul. Și îl dăm în două. Și iau, și iau consumă unul. Cine asta? Asta consumă Maria. Maria. Și apoi ăsta îl ducem și pe el în jos. Da. Și îl împărțim în doi. Da. Și îl luăm unul. Și ne mai rămâne unul care este trei. Și asta, facem... asta cine a consumat? Deci... Ce? Cristina sau Corina, Maria și aici Cristina, da? Cristina. Da. Și rămâne doar ăsta. Ăsta e restul care e dat, de fapt, de 3, nu? Că 3. Da. Ăsta este 3. Da. Și facem 3 ori 2. Deci facem 3 ori 2 ca să găsim... 3 ori 2 este egal cu 6. Apoi 6 ori 2. Stați puțin, că asta a luat Cristina. Deci 3 ori 2. Nu, nu 6 au luat, au luat 3, ia. Bucata asta au luat. Da, 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 așa, da. Și... Maria. Așa, deci facem 3 ori 2, 6. Adică asta e 6, 6 e tot 6. Deci Maria ia 6. Da. Deci facem, da, așa. Și facem 6 ori 2 după. Da, 6 ori 2 facem 12. 12. Da. Facem 12 ori 2, pentru că ne-am mai rămas 5. Sigur că da. Și totalul este 24 de consecuri. 24. Foarte tare. Nu, vă mai dau una ca să vă complic. Nu, una mai vreau. Mult mai rapid am făcut prin metoda figurativă. Deci chiar v-am găsit una. Și eu la fel. Da? Nu mai vrei, Daria? Păi mai e una. Facem prin metoda figurativă. Nici o metodă figurativă. Am una frumoasă care vreau să văd pe Daria mea. Bine, atunci eu tac. Tu e fă la geometrie. Deci mai degrabă îl face fracție la geometrie, iar când îl pui la fracție, îl face geometrie. Da? În bucătărie... Stai! În bucătărie... Era o farfurie cu prune. Prune. Vezi că eu și schimb... Da. Alimente. Să fii diversificat, da. Da? Nu numai cu mere, mere, da. Mere, mere. Uite, acum cu prune. Maria intră prima în bucătărie și ia o cincime din numărul prunelor. Și încă patru prune, domn profesor. Wow! Așa ne dă... Da, deja ne spui. Deci Maria... Adică ia 1 pe 5 plus 4 pe 1. No. Nu. Ori X plus 4. Ce vrei? Deci, deci în bucătărie era o farfurie cu prune. Așa. Maria... intră prima în bucătărie și ia o cincime din numărul prunelor. 1 pe 5 ori X plus 4. Și încă 4 prune. Da. Păi da, 1 pe 5 plus 4. Din X, mama, din numărul din X, prunelor. Din X. Te băgăm cu X dacă ne ducem pe fracții. Neapărat, adică deci, să ții cont. Așa, bun. Începem. Notăm. Cu X. Cu X, numărul de prune. Și Maria. Ia o cincime și încă patru. Ia o cincime. Din numărul prunelor. Din X. O cincime din X plus patru. Și încă patru. Plus patru prune. Prun. Da? Da. Asta se scrie echivalent. Cu 1 pe 5 ori X. 1 pe 5 ori X, așa zicem noi, dintr-un număr înseamnă să mulțește. Cum știi tu, da. Da? Ori X plus 4. Și care înseamnă să mulțim? Vine X ori 1 supra 5 ori 1. Deci vine X pe 5 plus 4. Atâta a luat Maria. Maria. Ai înțeles, Daria? Da. Bun. Fratele ei, Radu, da. Vine și el. Și ia o cincime din numărul prunelor rămase. Aoleu, ne trebuie rămasele. Deci ca să vedem rămase din X, trebuie să gătim pe asta. Zici din prunele rămase. Nu zici din X, zici din prunele rămase. Sigur că da, el când vine nu mai găsește. Că o lua o Maria. O parte că l-a luat Maria. Deci ne trebuie restul, R1. 5 pe 5. Deci zicem, R1 egal cu X-ul.
X-ul, nu punem 5 pe 5, X. Da. X-ul scăzut ce o luat Maria. Toată cantitatea, adică X pe 5 plus 4. Trebuie să scădem. Ca să vedem ce a rămas. Și egal acum Darian. Ia uite, pe tablă. Suntem la fracții. Ne putem închipui că aici este X 5X pe 5. Ca să devină și mai ușor. Că X-ul acela poate să fie văzut 5X pe 5. Ca sumă ar fi 5 pe 5, întregul. E așa, da? Dar m-aș fi complicat da. Acolo neavând pe X-ul ăla. Eu trebuie să operez și cu 4 așa, că tu m-ai încurcat și plus 4 ăsta. Mai aveți acolo și plus 3. Da. Deci problema devine un pic mai dificilă. Deci, Daria, hai să vedem. Ier unul ăsta. Nu mai vreți să mai urmărești? Deci, ier unul ăsta este 5 pe 5, cum știai tu. Întregul. Da. Dar ori X. Adică 5 pe 5 din X-ul acela. Din numărul de pune. Deci prin X înțeleg că întregul înainte, X-ul ăla, zicem 5 pe 5, că 5 pe 5 ori 1, e 1 ori X face tot X. Corect. Da? Deci 5X pe 5 minus X pe 5, plus hai 4. Să scriu, egal mai departe, 5X pe 5. Vorbește, Dani, minus, și hai să facem paranteza aceea. Ce facem? Pe 5. Minus x pe 5 și minus 4. Minus x pe 5 și minus 4. Că doar și alea 4 se duc. Și acum, Daria, suntem în situația de a... Este egal cu 4x. Perfect. 4x pe 5. 4x pe 5. Minus 4. Și ne aducem același numitor? Putem aduce, sigur că aducem. Și egal, putem amplifica doar aici, e 4 pe 1, trebuie să amplificăm, știi bine, la scădere de fracții, amplificăm cu 5, nu? Da. Și egal cu 4x minus 20, totul pe 5. Ia uite care e restul. 4x minus 20 pe 5. Atâtea găsește Radu. Deci Radu, care vine și el, găsește 4x minus 20 pe 5. Vine și el și ia 1 pe 5 din... Din restul ăsta. Din deci restul ăsta, 4x minus 20 pe 5 și încă 3. Deci, Radu... Ia. Două puncte. 1 pe 5 din rest. O cincime din ier 1 plus 3 prune. Cum scriem asta? Adică 1 pe 5... Asta pe Daria. 1 pe 5 din ce au găsit el. Deci ori este echivalent, poate spune că o cincime din el, adică înmulțit cu toată paranteza asta, 4x minus 20 pe 5. Plus? Plus cât ai? 3. Ia uite pe tablă cum a scris profesor. Deci o cincime din ce au găsit și încă 3. Ia. Și care înseamnă? O știm să mulțim fracții, numărătorii între ei, numitorii între ei. Deprisos, că tu ai dreptate. Paranteza, fracția joacă rol de paranteză. Da? Și acum 1 ori ăsta face 4x egal cu... Egal cu 4x minus 20. Așa, supra? Supra 25. Sigur că dacă e 5 ori 5, da? 25 plus 3. Și egal mai departe. Aduceți la același numitor, nu? Da. Deci 3 pe 11 amplificăm cu 25, nu așa? Da. Aici nu amplificăm cu nimic, egal cu o linie singură de fracții. Și este egal cu 4x minus 20. Plus? Plus 25. Ori 3, de 3 ori de 25, fac 75. Da? 25 plus 25 plus 25, deci plus 75. Totul supra 25. Și egal cu 4x. Cât fac acolo, Daniel? 75 minus 20? Că așa puteți zice, 75 minus 20, nu? Că puteți să facem, de ce nu?
din ce ai în buzunar, poți să dai și datoria. Adică scăderea, pur și simplu. 75 minus 20 face... Este egal cu 4x... Plus... Plus. Da. 50 și... 50. Mai tare, Daria. Da? E 25. Tot 1 supra 25. A, și asta este... Asta e cantitatea de prune pe care o ia... Cine o ia? Radu. Radu. Deci, spune-mi în dreptul său, sunt prunele... Luate de Radu. Pe care le ia, cine le ia? Radu. Da, sunt prune pe care le ia Radu. Ce se mai întâmplă? Bun. Pe farfurie au rămas 13 prune. Pe farfurie au rămas 13 prune. Ce facem acum? Din ce găsit, deci din ceea ce-o găsit Radu când a intrat, Radu ce așa, scădem pe astea care le-a luat el, ca să vedem câte au mai rămas. Ați pierdut. Hai. De ce e supărat? Eu nu vreau să fiu supărat, eu am discutat așa de frumos, deci nu-ți place chestia cu fracții, așa îi spune? Dar spune. Și după ea? Ei, nu fi după ea. Trebuie să înțelegem, Daria, că abia acum vom vedea rostul cu fracții. Pentru că dacă ne ducem la metoda figurativă, păcat că n-am început o să vedeți, vezi câte greutate ar fi avut prin metoda figurativă. Tu crezi că prin figurativă ar primești mai ușor? Ne încurcă și le 3 și 4. Deci povestea se complică urât. Abia acum înțelegem ce minune se întâmplă cu fracțiile. Că dacă ne rămâne undeva în minte că iată că ne apucăm și cu fracții și ne enervează și chestia asta. Ce exact. Trebuie mie și fracții și nu ce? Nu te mai poți mobiliza și n-are rost discuția noastră. Noi ne putem opri foarte repede. Se vede că te-ai pierdut, pentru că e chiar frumos. Tocmai aici vreau să scot în evidență ce importanță are lucruri cu fracții. Și nu m-am dus mai sus, uite, clasa a patra, draga mea. Sigur că da, sigur că da. Dar sunt lucruri acolo. Acolo, dar trebuie să înțelegi tu. Vreau să zâmbești. Exact. Eu nu, matematica nu putem face în stare de cu lacrimi în ochi și sub stres și plângând și... Nu! Matematica, ne oprim când ajunge momentul ăsta. Da? Hai să mă ajut, că o lăsăm în drum și prietenii noștri să uită așa triști. Dar ei vor să te și vor să zică, dar Dare, de cine ne-ai abandonat așa și nu ducem problema la cap? Hai să o facem, vrei? Da. Mă ajuți. Atenție! Și că au mai rămas, după ce ia el, dar au mai rămas câte? 5 sau nu știu câte? 13 au mai rămas. Deci trebuie să vedem din ce a găsit el. El a găsit asta. O luat asta. Și-a mai rămas ceva. Deci din asta trebuie să scădem ca să găsim restul 2. Deci restul al doilea este format din ce a găsit el, din el 1. Din el 1, scădem ceea ce a luat el, Radu. Scădem pe 4x plus 55 pe 25. Da. Deci el 2 egal cu el 1, minus 4x plus 55, plus 55 pe 25. Pe 25. Și egal acum, în loc de el 1 pun cât era el 1, că eu tu ai, poate ai scris, dar eu am zis el 1, mă întorc acum așa, de el 1 spun 4x minus 20, totul supra 5, minus, așa, minus 4x plus 55, totul pe 25. Și era mai departe cu? Și este egal cu 13. Da, egal cu 13, foarte bine ai spus, egal cu 13. Da? Deci așa asta este 13. Și acum să lucrăm aici un pic, Darea, vezi? Deci asta ar fi egalitatea. 4x minus 20 pe 5, minus 4x plus 55. Deci să avem același numitor. Da? Numitorul comun este? Și trebuie numai cu 5. Cu 5, foarte bine. Și atunci este egal cu... Ce rog să vorbim? Acolo avem 5x, 20x minus 20. Minus? Minus? Cu 5 ăsta e afectat? A, minus 100. Da? 20x minus 100. Totul pe 25. Foarte bine, totul pe 25, minus
4x plus 55 pe 25. Pe 25 este egal cu? Cu 13. Egal cu 13, echivalent cu, da? Echivalent, o descrie. Și facem 20. Așa, o același numitor acum. Deci, un singur numitor. Punem 25. 25. Și va fi egal cu 20x minus 4x. 20x minus 100. Bine, o zis minus 4x, l-au văzut după. A, de zi de-o trată, da? Da? Hai să scriu ușor ca să prind și prietenii noștri. Deci zicem 20 minus 100. Deci 20 minus 100. 20x minus 100. Da. Da. Și minus 4x și minus 55, că totul se scade. Toată bucata asta, și 4x și 55 se scade. Da? Deci 20x minus 100, minus 4x, minus 55, egal deci cu? 13. Egal cu 13. Păi, și... Hai să aranjăm pe ăsta. 20x minus 4x. Minus 4x, care este 16x. 16x. Minus 45, cu fac 100, minus 55. Da, și ăsta e tot datorii. Și ăsta e minus 100 și ăsta e minus 55. Minus 45. Nu, minus 155. Da, nu înțelegi încă. Lasă așa, minus 100, lăsăm așa, minus 100, minus 55. Lăsăm așa deocamdată, da? Minus 100, minus 55, egal cu... Aici trebuie să amplificăm cu 13, ții bine în minte, nu? Da. Adică e 13 pe 1 și fiind 25, amplificăm fracția cu... Cu cât egal? 13 ori 25. Te rog să mutești. 325. Da. 13 ori 25 egal cu? 325. Deci 16x minus 100 și minus 55 egal cu 325. Acum să adunăm 100 și în stânga și în dreapta. Adunăm 100 și în stânga și în dreapta. Da? Da. Și facem. Și... Bine, 16x. Plus 100 minus 100 se termină. Plus... 100 minus 100 fac 0, nu? Da, 0. Și rămâne doar minus 55. Minus 55 egal cu... este egal cu 13. Nu, cu 325 ori plus 100. Da. 400. Adică 425. 16x este egal cu 425 plus 55. Da. Și 400 este egal cu 480. Și x este egal cu 480 împărțirea 16 și mă spun să fac. Da. 480 împărțit la 16 și face cât acolo? 3 de 3 ori, cred că merge 16 în 48. De 3 ori? 3 ori 6, 18 și 3 ori la 3 și 1, 4. Da, 3 ori fix. 3 cu 0, deci 30. 30 reprezintă numărul de prune pe care, care se aflau? Nu. Nu? Numărul de prune care se aflau... Care l-a luat... Care se aflau în farfurie. Da, la început. Când X-ul, noi n-am tot dat pe X-ul numărul de prune. Da, X. Așa. Da? Deci X-ul este numărul de prune care se afla în farfurie. Și acum să și dacă vreți să vedem exact cum aveți problema... Deci 30 de prune erau în farfurie, domn profesor? Da. Da. Dacă facem păi așa, facem 30, hai să facem proba. Da, facem 30, împărțit adică la 5. Împărțit la 5, când 6. 6 plus 4. Deci era 10, Maria. 6 plus 4, 10. Deci Maria... Maria era 10. 10 prune. Apoi... Cât rămâne în farfurie dacă o luați 10? Păi 30 minus 10. 20. 20. Rămân 20 de prune în farfurie. Radu găsește 20. Deci rămân, el 1 egal cu 20, da? Și facem 20 împărțit la 5 bine, Radu, de 4. Și
4 plus 3, Radu ia 7 prune. Ia 1 pe 5. Adică 20 împărțit 5, 4, 4, 4 plus 3, 7. 4 plus 3. 7 e asta. Deci 4 e la plus 7 3 prune. Egală cu 7. Și acum ca să vedem restul al doilea. 20 minus 7, care mi-l 13. 20 minus 7. 7, 13. 13. Atât au găsit în parcă, atât au rămas în parcă, ei lucrurile. Exact. Pentru că ceri problema, câte prune a mâncat fiecare copil, da. Și pare că ați și rezolvat, da. Câte prune au fost la început pe farfurii. Da. Hai să recunoaștem, rezolvarea cu fracții este foarte dificilă. Înseamnă că nu la clasa a patra se le gândit așa. Dar era cu steluța, asta era bun, final. Bun, dar hai să o facem la nivelul la care poate percepe ea. Că noi am ridicat ștacheta foarte mult. Operații cu fracții, cu mulțiri, cu nu știu ce, nu se fac în clasa a patra. La a patra, acum este momentul cel mai tare. Să încercăm figurativ. Probleme de aflare a unui număr când se cunoaște o fracție linie. Nu. Asta înseamnă figurativ, cred. Și figurativ, dar și chiar cu fracții. Numai trebuie să gândim foarte, foarte atent. Deci facem și cu fracții. Cu figurativă, faceți da. Ca să cu fracții. Figurativă, da. Așa. Păi, facem un segment mai mare pe care îl împărțim așa. În 5. Acum vedem cum face. Iată că este momentul foarte frumos care e. Deci încercăm și pentru la figurativ. Și împărțim în 5. Foarte bine, acolo și știm. Da. Adică, nu știu ce schimba. Hai să te schimbi. Dar să nu știu și probleme. Să nu știu dacă e probleme, nu știu. Da. Deci facem un segment pe care îl împărțim în 5 și în 1 și încă 3 din celălalt. Deci facem un segment cu spori. Așa, mai mare. Și împărțim în 5. Împărțim în 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, da. Da. Și luăm un segment din el. Deci și luăm încă 3 din celălalt. Asta e. Foarte tare gândești. Foarte frumos. Sau încă 4. La primul, Maria ia 1 pe 5 din el, plus 4. Da, 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 încă și 4. Mușcă din ăsta, da? Da. Deci, uite așa, punem așa un segment acolo mai micuț, da? Un segment care se însemne 4. Uite, Daria, da? 4 aici. Și apoi 4. Facem acolo mai jos. Deci câte segmente au mai rămas? Eu mai rămas... 3 segmente și încă ceva. 3 segmente și încă ceva, da? Deci și coborăm și punem acele 3 a, segmente. Ah, stai. Deci coborâm aici. Asta e tare, asta e. Deci matematica a fost făcută în felul ăsta, gândit așa. Iată. Segmentul acela îl împărțim din nou în 5. Și tot ăsta trebuie împărțit în 5. Iată. Eu am făcut segmente mai mari deci la mine. Vezi, deci e grea metoda figurativă. Deci împărțit în 5. Da, păi, dar nu mai sunt egale segmente. Nu! Acum, pe ăsta trebuie să-l gândim, să-l împărțim în 5. Îl luăm pur și sigur de o parte, așa, Daria. Și îl împărțim în 5, că nu ai cum. Da. Aș făcut două segmente acolo. Ați făcut încă unul. Da, fiindcă le-am coborât eu așa. Și acum trebuie să nu facem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mai mare un pic, da? 1, 2, 3, 4 și 5. Da, și noi acum luăm una și încă 3. Deci le iau, luăm una și încă 3. Și încă 3. Și încă 3. Da. Sunt cu alte culoare. Și încă 3. Oh my gosh. Nu, și ne rămâne câte? 13. Ah, deci acolo ne rămâne 13. Deci astea, bucățelele astea... E ușor, e ușor, e foarte, foarte ușor. Așa, așa, Daria, ajută-mă, lasă-mă un pic să văd. Mi-am dat seama, domn profesor. Păi ăla mi-a rămas 13. Dar ăla ce? Sunt 3 segmente și încă ceva. Deci aș fac 13 plus 3 ca să aflu cât sunt 4 segmente egale. Oh, iată ce tare idee are acum. La 13 care era numai până aici. Bun e asta cu 3. Da, da, ca să aflu cât sunt 4 segmente egale. Ca să-și facă 4 segmente de acestea.
Și e 16. Și le împărțim pe 16 împărțit la 4 care le dă 4. Deci un segment e 4. Și, acolo se fac 4 ori 5. Căci 4 ori 5 le dă 20. 4 și apoi 5. Fac 20 ori 5. 20. Deci acum 20 e ăsta. Deci dacă 20 e ăla, eu fac plus 4 ca să aflu cât sunt cele 4 segmente. Și fac, deci fac acolo 20 plus 4, 24. Fac 24 împărțit la 4, care îmi dă 6. Deci acolo am 6. Și fac 6 ori 5, care îmi dă 30. Asta. Și 30 de prune. A fost mai ușor. Da. Mult mai ușor. Da, aici e pierdut. Și mi-ați spus, domnule. Este așa zisa metoda mersului înapoi, dragilor. Deci ce am aplicat acum este metoda mersului înapoi. A da? Fost mult mai drăguț decât cealaltă. Superb a fost, da? Mersul înapoi. Și am gândit așa. Știu că ăsta e 13. Dar trebuie să completez. Păi eu n-am toate asta. Segmentele acolo. Aici, mersul problema aici este. Da? Mersul problema este aici, în momentul în care adunăm pe 3, nu? Că facem cât? 13 și cu 3. Deci prins foarte tare în momentul, da? Foarte tare. Darea, aici ești tu prezent. Deci, Darea, când zâmbești și te concentrezi, fără stresul ăla, nu, și ai avut dreptate, hai să o spun pe cealaltă. Cred că și eu plângeam în locul tău, cu fracțiile acelea și cu minunile acelea, pentru că era o operație cu fracții destul de complicate. Și era peste mână. Dar eu credeam că metoda figurativă va fi chiar imposibilă. Cu jocul ăla cu trei. Însă prezența ta de spirit, aceea că mi-ai spus, a, îmi lipsește trei, îl completez ca să văd câte segmente și 13 și cu 3. Așa aveam 4 segmente deja egale. Asta e. Și ai împărțit la 4. Pentru că 13 nu erau segmentele egale. Da. Și totul lucrează foarte bine, pentru că odată aflat un segment, înmulțești cu 5. Da, pentru că noi deja aflasem un segment și așa aflăm. Și te duci sus, și ăsta sus îi mai trebuie încă 4. 24. Da, să vedem așa, că doar nu 20 sunt 4 segmente. Da. De aici frumoasețea problemă. Și te invit să lucrezi acasă. Probleme de așa seara. Domn profesor. Cel mai mult m-ați agitat. Problema asta cu segmentul ăsta de ruteze. Da. M-ați agitat, domn profesor. Da, dar și eu aveam... Da, a fost mai ușoară ca cealaltă. Da. Am avut sentimentul că acest joc... Acest joc de plus 3 sau plus 4 creează o problemă. Dar îți dai seama, inventivitatea ta. Vedeai deja că acolo era frecvență și un pic. Da, să facem sinteza. Au venit prieteni la cealaltă clasă. Nu, te cred că... și un pic, că dar nu treci prin la 4 segmente, adică a fost minunat. Te felicit pentru ideea frumoasă care ai avut-o. Este varianta mersului înapoi, că practic tot secretul este mersul înapoi, da. Nu? Da. Ți-ai completat când ți-a trebuit și de acolo tot a mers perfect. Hai să spunem așa. De ce nu facem noi doar prin figurativă? Să știi că nu la o lucrare, nu ți se spune prin ce metodă să faci. Da. Alegi tu cea care te, metoda aceea în care te simți mai în largul tău. Da? Da? Deci totul depinde de sinteza oare. Hai, face sinteza, Dania, ca să duc acasă cu tine. Toată la încă. Hai. Ce-ați lucrat? Fracții, domnul profesor. Hai să spunem așa. Probleme cu fracții și exerciții cu fracții. Sinteza oare. 1. Aflarea. Aflarea. Aflarea unei strofe folosind fracțiile? Aflarea unei fracții dintr-un număr. Da. Când aflam trei pătrimi dintr-un număr. Aflarea unei fracții dintr-un număr.
Deci afară o infracție dintr-un număr care a însemnat ce? Cum se află două treimi din 60. Echivalent, cum aș spune, pe 2, pe 3, ori 60, egal cu, se simplifică, face 20, face 40. Deci asta a fost prima problemă, aflarea unei fracții dintr-un număr. 2. Am făcut aici operații cu fracții, am repetat. Da. Operații cu fracții. Am făcut exercițiul la lung. Probleme de aflare a unui număr când se cunoaște o fracție. Da. 2, 3. Probleme de aflare a unui a număr când se cunoaște o fracție. Corect. Fracția din el. Corect. Deci aflarea unui număr. Număr. Când se cunoaște fracția sa. Da. Asta m-a omorât, dar la secundă mi-am revenit. Să cunoaștem fracția sa. Și metoda figurativă, domnule? Fracția sa. Fracția sa, da. 4. Mersul înapoi. Metoda mersului înapoi. Metoda figurativă. Da, asta am lucrat. Da. Așa. Metoda, cum se spune, cum se numește, nu figurativă, nu știu. Cu aceea care am notat cu X și am văzut, da. Cu fracții, da? Dar hai să spunem. Metoda, adică cum făceam noi în loc? Compararea unor celor două metode. Da. Nu mai știm noi cum se... Lucru cu fracții. La clasa a fost... Problemă de pus în ecuație, practic. Problemă... Pusă în ecuație. Pusă în ecuație, da? Pusă în ecuație. Acolo am ajuns. Dificilă pentru ei. Și metoda cealaltă, figurativă, care ți-a fost mult mai bine, la îndemână. La îndemână ta, da. Bun, ne oprim aici și am uitat, am avut momente, momente importante în ieșire. Aici umezitoarea cu ochișorii. A fost momente foarte tare în problema asta. Dar trece peste momentele acelea. Nu știam cum să te pot agăța. Eu am fost foarte mândrăgâia, la primul exercițiu ăla. Primul exercițiu și nu numai acela. Bine, și toate, dar vreau să zic... Și ăsta, la sfârșit, acum problema. Deci a fost un lucru foarte frumos. La revedere, dragilor! Să le spunem la mulți ani din partea lui Daria, da? Da, și nu uitați de like și share, da? Like și share. La revedere!